Да, публику свой микрофон чуть-чуть ниже. Я могу, да, на самом деле,
Reușim să vorbim astăzi prezența conducătorilor autorităților guvernamentale, a reprezentanților corpului diplomatic, a managerilor proiectelor de asistență internațională, a reprezentanților mediului de afaceri și a societății civile. Și vreau să vă mulțumim pentru că ați dat curs invitație și participați astăzi la acest eveniment. Prezența dumneavoastră confirmă încă o dată faptul că această colaborare interinstituțională și internațională în domeniul vamal, precum și parteneriatul vamal business, s-a consolidat pe parcursul ultimilor ani și are o perspectivă clară de viitor. Dați-mi voie încă o dată să aduc mulțumiri domnului prim-ministru și tuturor oaspeților care ne-au onorat cu prezența astăzi aici, într-o zi remarcabilă pentru întreg efectivul serviciului vamal al Republicii Moldova. Ziua de astăzi este, într-adevăr, una deosebită pentru lucrătorii serviciului vamal și pentru conducerea acestei instituții. Instituției căreia îi revine un rol crucial în responsabilizarea enormă în asigurarea securității economice a statului și facilitarea comerțului internațional. Cu certitudine, succesele sistemului vamal Republica Moldova au fost obținute grație contribuției oamenilor în uniforma albastră, de aici, de la hotarele țării, și permiteți-mi să adresez sincer, încă o dată, felicitări tuturor colaboratorilor vamali cu ocazia zilei profesionale. În aplauzele domniilor voastre. La mulți ani vreau să-i prezent și directorului general, domnul Tudor Balițchi, spor, va treabă, întregul efectiv, doar realizări frumoase, ca peste 5 ani, să vorbim despre cel puțin dublarea tuturor rezultatelor. La mulți ani încă o dată. Stimați oaspeți, ne aflăm astăzi, după cum observați, în zona de control vamal și este remarcabil faptul că serviciul vamal a decis să organizeze festivitățile dedicate sărbătorii profesionale de mijlocit la locul de muncă, aici, în postul vamal. Anume, aflându-ne aici, în mijlocul evenimentelor, putem observa cu ochii noștri activitatea vamală și munca inspectorilor vamali, datorită cărora cetățenii traversează rapid frontiera, datorită cărora mărfurile sunt vorbuite și se încasează venituri considerabile în bugetul de stat și sunt detestate și prevenite încălcările legislației vamale. Sigur, nu întâmplător a fost ales locul desfășurării evenimentului de astăzi, postul vamal Reușeni-Amlița, postul care este cel mai important punct de trecere a frontierei Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și cel mai semnificativ după volumul de muncă și numărul traversărilor frontierei. Acesta este unul dintre cele mai solicitate posturi care este traversat în această perioadă de circa 2400 de unități de transport în decursul a 24 de ore. Tot aici sunt implementate toate cele mai importante proiecte pilot, instrumentele moderne de colaborare transfrontalieră și sunt inițiate proiecte de investiție în infrastructură, toate acestea pentru a asigura fluidizarea și securizarea traficului la frontiera externă a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Astăzi cu toții avem ocazia să observăm și să ne convingem de performanțele sistemului vamal și să remarcăm totodată importanța acestei instituții pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri și pentru întreaga noastră țară. E de apreciat această deschidere din partea serviciului vamal și inițiativa frumoasă a directorului general domnul Balițchi, care în rugă sau vestivă a optat pentru locul de muncă nemijlocit al colaboratorilor vamali. Doamnelor și domnilor, vreau să vă invit în cele ce urmează să urmărim un filmuleț de prezentare. Astăzi, serviciul vamal reprezintă o instituție de stat modernă cu aspirații europene care, pe parcursul ultimilor ani, s-a remarcat prin dinamica reformelor și perfecționarea continuă. Sistemul vamal tinde să aplice cele mai bune practici europene, iar toate aceste eforturi sunt apreciate și recunoscute de către organismele europene, internaționale și, bineînțeles, de către simpli cetățeni. Orice cetățean sau om de afaceri care traversează frontiera observă schimbările pozitive care s-au produs în sistemul vamal în ultimii ani. Pe ansamblu, putem afirma că serviciul vamal în 2014 a devenit mai eficient, mai consolidat, mai modern, mai transparent și mai aproape de cetățeni. Haideți împreună acum să privim retrospectiv cele mai importante evoluții în procesul de modernizare a serviciului vamal. Sistemului vamal a fost optimizată și ajustată la noile necesități. 15 birouri vamale au fost reorganizate în 7. În acest mod, a fost redus numărul subdiviziunilor, s-a revizuit sistemul de delegare a competențelor de administrare și gestionare a activității vamale.
Astfel, concomitent cu reducerea cheltuielilor administrative s-a atins și un alt obiectiv, cel de îmbunătățire a sistemului de management și control intern în cadrul sistemului BAMA. În acest sens, prin raționalizarea instituțională s-a reușit optimizarea cheltuielilor bugetare, iar serviciul BAMA a demonstrat capacitatea de gestionare a BAMA-ului public nu doar la capitolul veniturilor, dar foarte important și la cea al cheltuielilor. Ori utilizarea transparentă și eficientă a banului public constituie responsabilitatea primordială a instituțiilor publice față de contribuabili și societate pe ansamblu. Datorită reorganizării instituționale și de lider în întâmpinarea agenților economici și a transportatorilor, serviciul vamal a creat acestora condiții mai favorabile pentru vămuire. De exemplu, reprezintă posibilitatea de a vămui mărfurile în zile și ore convenabile, conform cerințelor procesului de livrare a mărfurilor. În acest mod, doamnelor și domnilor, cele mai solicitate posturi vamale interne și-au extins programul de lucru și lucrează în regim de 7 zile din 7. De la 8 dimineață până la 20 seara și din nou până la 8 dimineață. Agenții economici au posibilitatea de a declara mărfurile în zilele de odihnă în afara orelor de program. Toate acestea sunt măsurile de fluidizare a traficului și sunt create doar în beneficiul agentului economic. Totodată, acum, agentul economic care planifică operațiunile de import-export poate alege de sine stătător locul cel mai convenabil și mai avantajos pentru acesta. Dacă anterior declaranții vamale au fost obligați să declare mărfurile strict în birourile vamale din zona de activitate a acestora, care a fost stabilită după sediul companiei, acum declarația vamală poate fi depusă la absolut orice post vamal cel mai apropiat locului de destinație finală a mărfurilor. Evidenționat că sistemul informațional vamal asigură, World asigură accesul declarantului la serverul central al serviciului vamal din orice oficiu și regiune a țării. În acest mod, este exclusă necesitatea transportării mărfurilor de la un post la altul, fiind excluse cheltuielile de transport și necesitatea tranzitării teritoriului. Doamnelor și domnilor, în cazul importului, agentul economic cu sediul Chișinău poate depune declarația vamală de import la biroul vamal Capul, de exemplu, sau alt birou vamal, dacă mărfurile sunt destinate acestei regiuni, fără a fi necesară transportarea și prezentarea mărfurii și actelor la biroul vamal Chișinău. Unul din obiectivele prioritare serviciului vamal reprezintă dezvoltarea capacităților de control prin utilizarea echipamentului modern. În ultimii 4 ani de activitate, vama a devenit, după cum spuneam mai sus, mai consolidată. Și asta pentru că toate posturile vamale cu susținerea partenerilor externi au fost dotate cu echipament modern de control vamal. Dacă anterior, arsenalul de instrumente de control fizic al mărfurilor și mijloacelor de transport a fost limitat, astăzi, colaboratorul vamal la exercitarea controlului vamal aplică tehnica specializată performantă. Cu ajutorul echipamentului se efectuează un control vamal mai eficient și operativ în vederea combaterii fenomenului infracțional transfrontalier. Tehnica modernă de control vamal permite identificarea și depistarea mărfurilor de contrabandă trecuite de control vamal, a bunurilor contrafăcute și a produselor periculoase. Importul și punerea pe piața cărora prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. Totodată, grație utilajului specializat sunt depistate și contracarate tentative de introducere sau scoatere din Republica Moldova a bunurilor care reprezintă valori culturale și istorice, ca urmare cele pe care le vedeți la ecran, iar în unele cazuri, un adevărat tezaur pentru Republica Moldova, estimat la milioane de lei. Procurarea și transmiterea echipamentului tehnic pentru instituțiile de frontieră ale țării noastre a avut loc în cadrul proiectului Armele de distrugere în masă, programul de prevenire și proliferare, finanțat de către Departamentul Apărării al Statelor Unite. Acest proiect tinde să consolideze capacitățile de comandă și control, de comunicații, de supraveghere, de detectare și interzicere a armelor de distrugere în masă pe teritoriul țării, dar și sporirea securității frontierelor. Serviciul vamal asigură securitatea frontierei și din punct de vedere a controlului materialelor nucleare și radioactive. În acest sens, cele mai importante posturi vamale utilizează echipament și monitoare portale instalate la sectoarele de pasageri și cele mai mari.
Personalul global a fost instruit în acest domeniu cu suportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, cea care acordă sprijinul și asistența Republicii Moldova în consolidarea capacităților în domeniul securității nucleare. Mai mult de atât, pentru întărirea capacităților și testarea funcționalității aparatajului de control radioactiv, periodic sunt efectuate exerciții practice cu implicarea tuturor instituțiilor competente. Arsenalul instrumentelor de control aplicate serviciul VAMAL este completat și de 5 scanere mobile cu raze X instalate la posturile VAMALe de frontieră. Primele două scanere au fost donate din fonduri ale Uniunii Europene, iar eficiența utilizării scanerului pentru prevenirea traficului ilicit transfrontalier a fost recunoscută și la nivel internațional de către Organizația Mondială a Gărilor. În acest context, serviciul VAMAL și-a propus să dezvolte scanarea ca formă de control prin cea mai optimală în condițiile creșterii numărului mijloacelor de transport care trec frontiera. Astăzi putem anunța în premieră că, cu susținerea din partea ambasadei Chinei, Republica Moldova și a Guvernului Chinei, în postul VAMAL Leușeni, Albița, cel în care ne aflăm acum, va fi construit primul pentru Republica Moldova scaner staționar. Lucrările de construcție deja sunt demarate și în curând la frontiera externă a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană va fi funcțional cel mai performant echipament de scanare. Scanerele staționare sunt utilizate de către autoritățile vamale din mai multe state membre ale Uniunii Europene și se deosebesc prin parametri tehnici superiori, capacitatea de detectare a mărfurilor suspecte, nedeclarate sau tăinuite de organul vamal. Mai mult de atât, utilizarea scanerului staționar va fluidiza traficul de mărfuri și asta datorită faptului că durata scanării unui autocamion se va reduce atenție de 3 ori și nu va depăși 2-3 minute. Serviciul VAMAL a depus eforturi și la capitolul reformării echipelor mobile, care este o subdiviziune antifraudă și asigură a doua linie de control. Astfel s-a dezvoltat un cadru legal aliniat la cel european și au fost puse în aplicare noile proceduri operaționale elaborate în comun de experții misiunii EUBAM. Mai mult de atât, în cadrul proiectului Departamentului Apărării al Statelor Unite, serviciul VAMAL a primit ca donație 25 de automobile, precum și echipamentul de control și detectare. Echipele mobile au competențe de control de întreg teritoriul VAMAL și, indiferent de locul aflării, au acces la sistemul informațional al serviciului VAMAL și pot în prealabil verifica în baza de date orice mijloc de transport suspect. În baza analizei de risc, ofițerii echipelor mobile intervin pentru a efectua verificările corespunzătoare. Cu competență și capacități dezvoltate, precum și în baza unor planuri tactice bazate pe analiza de risc, echipele mobile sunt antrenate în operațiunile antifraudă declanșate de serviciul VAMAL pe întreg teritoriul VAMAL și reușesc să contracareze tentative de transportare ilicită a bunurilor. În rol deosebit revine echipelor mobile în operațiunile de prevenire și combatere a contrabandei desfășurate pe perimetrul transnistrean. La acest capitol sunt inițiate operațiuni speciale de patrulare pe segmentul transnistrean și moldo-ucrainean. Reținerile efectuate de către echipele mobile sunt semnificative, dar urmare fiind aplicate amenzi și percepute plăți vamale suplimentare la bugetul de stat. În cele ce urmează veți urmări una dintre aceste reține în flagrant. Este menționat aici, luându-se în considerare specificul activității echipelor mobile, ofițerii acestora sunt adesea expuși unor riscuri din partea infractorilor care încearcă să pună rezistență, inclusiv unor amenințări și actelor de violență. Prevent, deja au fost înregistrate câteva cazuri de violență și amenințări împotriva ofițerilor echipelor mobile care se aflau în exercițiul atribuțiilor. În unele cazuri, aceste fapte au prezentat pericol pentru viața și sănătatea ofițerilor vamali, precum și au fost însoțite de cauzare de prejudiciu material. Pe aceste fapte au fost intentate dosare penale privind amenințarea și violența săvârșită asupra unor persoane cu funcții de răspundere. Cu toate acestea, echipele mobile sunt în acțiune și, așa cum asigură conducerea serviciului VAMAL, vor intensifica și în continuare activitatea în vederea contracarării și anihilării fenomenului infracțional al traficului ilicit de mărfuri.
chinologic al Serviciului Vamal și Patrundeziei acestuia au devenit recunoscuți nu doar la nivel național, dar și cel internațional, fiind decorați cu medalii la diferite competiții. Dintre cei 20 de câini, 6 câini sunt anti-tabac, adică mai ieși prin căutarea țigărilor, și 14 sunt câini anti-drog, ași în căutarea și depistarea drogurilor. Mai mult de atât, începând cu acest an 2014, Centrul Chinologic a obținut și statutul de crescătorie pentru asigurarea instituției cu câini de elită, specializați în depistarea și contracararea produselor de lungerie și a drogurilor. Primele exemplare de câini proprii ai serviciului Vamal ați putut vedea chiar aici, în postul Reușeni Alvița, la intrare în sală. Aceștia sunt deja angrenați și sunt angrenați și în procesele de control. Și au de gând să devină câini de elită. În aceste condiții, datorită performanțelor obținute, echipele canine ale serviciului Vamal sunt puternic antrenate într-un complex de operațiuni de întreg teritoriul țării, declanșate pe linia combaterii traficului ilicit de țigări și droguri, înregistrând, apropo, rezultate îmbucurătoare. Patrundezii serviciului Vamal zilnic sunt supuși antrenamentelor și exercițiilor practice de căutare și detectare. O altă subdiviziune, doamnelor și domnilor, a serviciului Vamal, care e la etapa de dezvoltare, reprezintă laboratorul Vamal. E bucurător faptul că în curând serviciul Vamal va dispune de un laborator Vamal modern, construcția și echiparea căruia este finanțată în cadrul proiectului Uniunii Europene din cadrul programului transfrontalier operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova. La moment se desfășoară lucrări de construcție a edificiului laboratorului, totodată vor fi achiziționate două laboratoare mobile. Datorită expertizei Vamale, serviciul Vamal va asigura protejarea consumatorilor prin neadmiterea importului mărfurilor care corespund cerințelor sau tentative de declarare neautentică la capitolul codului tarifat, origine sau valoare în bancă. Serviciul Vamal dispune și de un centru de monitorizare video eficient care asigură supravegherea situației în zone de control Vamal în regim online. Astfel, la cele mai importante din punct de vedere strategic posturi vamale sunt instalate camere de supraveghere video, iar toate acțiunile sau inacțiunile celor prezenți în zona de control vamal, inclusiv ale dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dar și angajaților vamale, agenților economici, brokerilor, persoanelor fizice, sunt supravegheate în regim non-stop. Inspectorii centrului semnalează cazuri suspecte sau situații care necesită intervenție a subdiviziunilor specializate ale serviciului vamal. Concomitent, personalul centrului de monitoring primește informații operative și dispune de capacitățile necesare pentru a verifica în regim real de timp tranzacțiile vamale selectate în baza analizei de risc. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, pe parcursul ultimilor 4 ani de activitate, serviciul Vamal a simplificat la maximum procedurile vamale și a devenit o instituție mai modernă care răspunde așteptărilor comunității de afaceri. Astfel au fost implementate noi mecanisme de facilitare a traficului transfrontalier și acordate mai multe beneficii agențelor economici de încredere. Vă rog să fiți atenți la ecran. Numărul titularilor procedurilor simplificate este în continuă creștere și la ziua de astăzi mai mult de 70 dintre cele mai mari companii producători și importatori din Republica Moldova sunt pe lista firmelor. Astfel, circa 15% din totalul declarațiilor vamale se perfectează în mod simplificat și această tendință este în continuă creștere datorită sporirii volumului de comerț și a exportului din Republica Moldova. Acești 70 de agenții economici autorizați de către serviciul Vamal beneficiază de un număr redus de controle vamale, iar formalitățile sunt perfectate în regim prioritar. Agenții autorizați au dreptul să declare mărfurile cu un număr mai redus de acte vamale, precum și pot depune declarații vamale incomplete sau simplificate. Astfel, doamnelor și domnilor, în trecut, agenții economici erau supuși mai multor forme de control și chiar verificărilor repetate. Sigur, în aceste condiții se formau cozi aproape interminabile la posturile vamale de frontieră, iar agenții economici stăteau în coadă ore în șir. Eu cred că toată lumea își aduce aminte de aceste cozi. Și noi vădut să vedem asemenea imagini, dar ca și parte din viața noastră. Astăzi, datorită simplificărilor promovate de către serviciul Vamal, agenții economici autorizat
nu mai stau la coadă de rând cu ceilalți. Ei se bucură de un tratament prioritar, traversând frontiera pe o pistă separată. Am de aici la postul Vamal de Rușenea Ghiță, de către serviciile vamale din Republica Moldova și România, va fi implementat un proiect pilot privind recunoașterea agențelor economice autorizate din spațiul european. Totodată, la inițiativa serviciului vamal, în regulamentul circulației rutiere, a fost introdus un nou indicator de informare, pe care l-ați putut observa în momentul în care ați intrat postul vamal, fiind instalat în imediat apropierea punctelor de trecere a frontierei și care informează participanții la trafic privind regimul prioritar de traversare a frontierei pentru titularii procedurilor simplificate. În aceste condiții, transportatorii de încredere la intrare în zona de control vamal se vor orienta exact pe banda corespunzătoare, iar cei care încă nu beneficiază de acest statut vor sta la coadă. Prin aceste avantaje, serviciul vamal nu doar a îmbunătățit indicatorii de performanță la capitolul trafic transfrontalier, dar și demonstrează clar că are o abordare diferită față de companiile cu mare grad de credibilitate și celelalte care încă nu s-au raportat la toate cerințele legale. Alt exemplu de un parteneriat vamă business reprezintă camerele de supraveghere care transmit imagini direct pe pagina web a serviciului vamal. Acestea au fost instalate cele mai importante posturi vamale cu suportul Asociației de Transport Auto Internațional, ALITA. Acest sistem este de mare ajutor transportatorilor și cetățenilor care pleacă peste pădare și pot vizualiza în regim real situația în posturile vamale. Serviciul vamal a continuat să modernizeze procedurile vamale și în 2013 a fost un pas decisiv în acest sens și anume a implementat procedura de declarare electronică, astfel vama Moldovei s-a racordat totalmente conceptului european de vama electronică, e-customs. La prima etapă s-a dezvoltat procedura domnirii electronice a mărfurilor la export, punând accent pe promovarea și susținerea producătorilor autohton și facilitarea exportului de produse moldovenești pe piețele externe de desfacere. La etapa actuală, ponderea exportului perfectat exclusiv electronic, fără suport de hârtie, a depășit deja 30% din totalul exporturilor. Acest rezultat este unul de apreciat, în considerare că ținta stabilită pentru acest an a constituit 10%. Prin urmare, a fost depășită de 3 ori. Odată cu eliminarea documentelor de suport de hârtie și trecerea la procesarea doar electronică a tranzacțiilor de export, serviciul vamal oferit posibilitatea producătorilor de a deveni mai competitiv pe piața străină, minimizând timpul de domnire și reducându-le considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. Până în prezent, în cazul exportului declarat de suport de hârtie, era obligatorie efectuarea mai multor proceduri pe care le puteți vedea pe ecran. Deci sus este pe suport de hârtie, jos este exportul electronic. Implicit deplasarea mijlocului de transport cu mărfurile încărcate până la sediul organului vamal, staționarea în zona de control vamal, aplicarea sigiliilor, suportarea cheltuielilor pentru multiplicarea actelor și serviciilor de rochelaj. Toate aceste proceduri care pentru un exportator se rezumă la cheltuieli financiare și de timp. Astăzi, datorită implementării de către serviciul vamal a domniei electronice, operatorul economic dispune de semnătura digitală din oficiu, fiind conectat la sistemul informațional vamal și poate perfecta declarația de export electronică și să transporte marfa direct la frontieră. Ați observat, doamnelor și domnilor, câte etape au fost excluse și cu procedura de venit foarte simplă și transparentă. Un alt avantaj al declarării electronice este faptul că vămuirea electronică, prin definiție, elimină contactul direct între agentul economic și colaboratorul vamal. Astfel se minimizează riscurile de integritate. Întreaga procedură devine absolut transparentă și supravegheată în regim online. Ceea ce vedeți pe ecran este campania de informare lansată cu suportul programului USAID Bright. Fiind creat acest spot video ce vizualizează etapele parcurse și evidențiază simplitatea și transparența procesului de vămuire electronică. Dragi oaspeți, imediat după implementarea cu succes a declarației electronice la import, începând cu 1 septembrie, serviciul vamal lansează în premieră declarația electronică la import. Propun împreună
să urmărim etapele acestei proceduri pas cu pas. Toate aceste proceduri sunt perfectate prin intermediul sistemului informațional integrat VAMAL Asicura World, la care sunt conectați toți declaranții și brokerii VAMAL. Astfel, unica condiție pentru utilizarea declarării electronice este conectarea la sistemul VAMAL și dispunerea de o semnătură digitală. Importatorul din nume propriu sau prin intermediul brokerului VAMAL accesează sistemul Asicura, completează rubricile unei declarații vamale de import. Totodată, sistemul solicită autentificarea declarantului și a semnăturii digitale. Este important că actele de însoțire a acestui, precum contract, factură, certificate, se atașează la declarația vamală, la fel, în format electronic. Ulterior, declarantul remite declarația cu toate actele anexate pe serverul central al serviciului VAMAL. Este menționat aici că toate aceste operațiuni se fac în prealabil, până la sosirea mijlocului de transport la frontieră. Această opțiune permite serviciului VAMAL să verifice din timp declarația și să aplice analiza de risc pentru a decide vis-a-vis de controlul necesar. Deja la prezentarea mărfii, lucrătorul VAMAL verifică declarația VAMALă și acordă liberul de VAMAL. Imediat după aceasta, mijlocul de transport poate părăsi zona de frontieră și se deplasează la destinație, fără alte măsuri de control. Din prezentare, doamnelor și domnilor, este evident că agenții economici care vor opta pentru importul electronic vor reduce din timp și costuri aferente vămuirii, iar banca va putea fi pusă în liberă circulație direct de la postul VAMAL de frontieră. Astfel, vămuirea se raportează la cerințele procesului de producere și formalitățile vamale nu vor mai fi o barieră în activitatea companiilor care au un ciclu de producere continuă, adică non-stop. Unul dintre indicatorii cheie de performanță a serviciului VAMAL este și durata vămuirii, despre care o să vorbim în cele ce urmează. Puteți vedea pe ecran toate procedurile pe hârtie la import înainte și acum. Iată și durata vămuirii. Uitați-vă cât durează. Deci înainte se putea calcula în ore durata vămuirii. Este evidentă schimbarea care s-a produs în acești ani. Acum nu o mai calculăm în ore și vorbim de minute. Astfel, dacă în 2009, perfectarea declarației de culoarul verde într-un cost vamal intern în mediu constituia aproximativ o oră și 40 de minute, prin simplificarea și automatizarea procedurilor vamale, ziua de astăzi declarantul poate să-și indice declarația vamală cu ștampila liber de vamă și să nu depășească 20 de minute. Verificat practic toate mijlocile de transport, deja este în trecut. Serviciul VAMAL a depășit etapa când controlul a fost supus în majoritatea tranzacțiilor și asta datorită dezvoltării principiului selectivității bazat pe analiza de risc. Prin aceasta se explică reducerea ponderii cu controlului VAMAL fizic sau șapitului culoar roșu de vămuire. Observați din această diagramă, indicele are o dinamică pozitivă, fiind înregistrată o diminuare la import de la 50% în 2009 până la 21% în acest an. Deci mai mult decât de două ori. În baza analizei de risc și tehnologii moderne ajustate la standardele internaționale, serviciul VAMAL a dezvoltat capacitățile de selectare pentru control fizic doar la tranzacțiile suspecte de fraudă și evaziuni fiscale și să le direcționeze pe culoarul roșu spre efectuarea controlului detaliat. Decisiv în încasarea impozitelor și taxelor vamale.
Serviciul Vamal, asumând responsabilitatea pentru plenitudinea caselelor în bugetul de stat, a reușit să mențină o tendință de creștere a veniturilor și să execute planul caselelor aprobat prin legea bugetului. Astfel, Serviciul Vamal a înregistrat un succes remarcabil în administrarea veniturilor și a dublat sumele transferate în bugetul de stat de două ori, după cum puteți urmări la ecran, în raport cu 2009, același an de comparație. Menținerea trendului ascendent al încăsărilor vamale s-a realizat pe fundalul creșterii semnificative a ponderii facilităților vamale și fiscale aplicate la import. În pofida unui ritm de creștere semnificativ a facilităților fiscale și vamale, care a atins o pondere maximă în 2013, Serviciul Vamal a asigurat încasarea impozitelor conform cifrei planificate. E de menționat aici că eficiența administrării veniturilor vamale a fost apreciată și de către Curtea de Conturi în rapoartele sale de audit, care a constatat că administrarea veniturilor vamale de către Serviciul Vamal este conformă cadrului legal. Se reflectă în pondere semnificativă a încasărilor veniturilor vamale în bugetul de stat, care constituie circa 80% în volumul total al veniturilor bugetului de stat. Atingerea țintelor la capitolul venituri vamale rămâne a fi o preocupare primordială a serviciului vamal și, în acest sens, în continuare sunt promovate instrumente noi de administrare vamală care au ca impact plata impozitelor. Totodată se pune accent și asupra instrumentelor antifraudă, care asigură prevenirea tentativelor de evaziune fiscale. Aceste realizări merită să fie apreciate și personal aș dori să aduc sincere mulțumiri și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor rezultate în vederea asigurării veniturilor. Fiecare cetățean înțelege că aceste sume în final se regăsesc în programele guvernamentale și cele sociale și sunt necesare dezvoltării economiei publicii Moldova. Mulțumim pentru asta tuturor colaboratorilor comand și haideți în zi de sărbătoare să le dăm un rând de aplauze. Stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, am menționat la începutul prezentării că Serviciul Vamal a devenit și mai modern, dar și mai calitativ. Serviciul Vamal este prima autoritate publică din Republica Moldova care a reușit să implementeze un sistem de management al calității conform standardului ISO. Acest obiectiv este în corelare cu programul de reformare a serviciilor publice aprobat de guvern. Remarcăm aici faptul că întreg sistemul vamal compus din aparatul central și cele 7 birouri vamale a fost certificat conform standardului ISO, eliberat de organismul de certificare internațional. Obținerea certificatului ISO 9001-2008 vine să confirme corectitudinea activității vamale, standardelor și, totodată, că instituția tinde spre perfecționare continuă. În ultimii ani, Serviciul Vamal a devenit o instituție mai transparentă și asta se datorează deschiderii sistemului Vamal spre o conlucrare cu societatea civilă și conjugarea eforturilor într-o dezvoltare parteneriatului public-privat. Exemplu de asemenea parteneriat reprezintă Consiliul Consultativ de lângă Serviciul Vamal, conceput ca o platformă pentru dezvoltarea dialogului între vamă și business. Prin intermediul acestui consiliu, mediul de afaceri este informat despre noile proceduri vamale și notificări în cadrul legal, totodată este asigurat procesul de consultare deciziilor cu impact asupra comerțului internațional. Eficiența acestui consiliu se confirmă și prin extinderea numărului de membri, printre care asociațiile de importatori, transportatori și brokeri vamali, Camera de Comerț a Republicii Moldova, Camera de Comerț Moldo-Americană, Asociația Investitorilor Străini, proiectul USAID Bright și EUBank. Membrii Consiliului participă activ la ședințe, atât la nivel central, cât și în cele 7 birouri vamale. Dacă puteți vedea întreaga listă, care este în extindere, printre altele. În dorința de a informa la timp, în mod accesibil și profesionist cetățenii, comunitatea de afaceri a serviciului Vamal a lansat un serviciu nou, Centrul de Apel, Call Center. Din momentul lansării, Centrul de Apel este foarte solicitat de către cetățenii din țară și de peste hotare, care doresc să se consulte privind regulile de trecere a frontierei. Totodată, în cadrul Call Center-ului funcționează și linia anticorupție, unde pot fi semnalate informații referitoare la abuz de serviciu sau situații ce necesită implicare operativă.
eficiența conceptelor a serviciului vamal a fost recunoscută de către societatea civilă, astfel, conform raportului Transparency International din Moldova, serviciul vamal este liderul la capitolul calitatea liniei fierbinți și este poziționat pe primul loc împreună cu CNA din totalul de 20 de autorități publice. Conform aceluiași raport al Transparency International, prin care au fost monitorizate toate autoritățile publice în funcție de calitatea politicilor anticorupție aplicate, în clasamentul final, serviciul vamal se plasează pe locul 4 din 20. Acest clasament reflectă capacitățile autorităților de a implementa măsurile de prevenire și combatere a flagelului corupțional și denotă că serviciul vamal depune eforturi necesare pentru a eficientiza sistemul de prevenire a corupției și comparativ cu anii precedenți, a avansat în aplicarea măsurilor de integritate. Privind pe ansamblu procesul de reformare și modernizare a serviciului vamal, se urmărește un scop prioritar, și anume cel de a deveni o instituție mai aproape de cetățeni și ca cetățenii care traversează frontieră să rămână mulțumiți de activitatea organului vamal. Stimați oaspeți astăzi pentru absolut toți cetățenii, de nici ceva obișnuit să traverseze frontiera în doar câteva minute. Aproape că am uitat de acele timpuri când se stătea foarte mult la coadă. Imediat o să avem și eu o imagine din trecut. N-am putea fi nostalgici după acele imagini. Vorbind de timpul de traversare a frontierei, eu chiar vreau să vin cu un propriu exemplu. Pentru că înainte, maxim îți trebuia 37 de minute să treci frontiera. Ei, astăzi timpul maxim este de 7 minute și chiar de mult, plecându-mi de la Iași, am fost surprins aceste 7 minute să fie și ele rupte în două, pentru că am trecut în doar 3 minute. Și asta e de observat, pentru că adesea trec frontiera și aici lesne pot aduce aminte când stăteam, poate nu ore în șir, dar minute bune aici la vama, și iar aceste 3 minute vreau să recunosc chiar m-au derutat un pic. Așa că e de menționat și de observat. Astăzi, zi de sărbătoare, 4 septembrie, toate aceste schimbări pe care recunosc le-am simțit propria piele. Doamnelor și domnilor, în cele ce urmează? Pentru că spuneam puțin mai sus că vama a devenit mai modernă, vreau să ne referim și la uniformele schimbate, modernizate. Și am vrea să supunem atenției dumneavoastră o scurtă paradă, o mică paradă a uniformelor. Și aș vrea să fiți alături de noi, să le apreciați la justa valoare. Așadar, doamnelor și domnilor, uniforma de vară pentru pista de contact.
țesătură impermeabilă, formație scurtă de iarnă și semisalopetă. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază, poliester, pulorul tricotat și cărciula de iarnă. Ținuta este finalizată cu bocanci în stil gilipere, în confecționanțe în piele naturală, ca titonat cu blană naturală care asigură menținerea pădurii pe timp de iarnă. Spre deosebire de uniforma de fiecare zi pentru oficiu de lungit de vară, chiar pentru timp rece este completată cu căciună de iarnă, scurtă de iarnă din țesătură impermeabilă și încălzămintea călduroasă de modelă. Iar ultima uniformă, aș vrea să întâmpinăm cu aplauză, pentru că astăzi este sărbătoare, uniforma de gală, doamnelor și domnilor. Această uniformă a fost concepută prin detașare de la standardele rigide și s-a optat pentru o ținută mai lejeră, capabilă să oferă stil, flexibilitate și încredere din partea publicului, imaginea managerilor. În același timp, ținuta respectivă va reprezenta statutul instituției Vamale în persoana colaboratorilor care o reprezintă. Ultima dată, doamnelor și domnilor, se spune cu vorbe orice om se întâmplă după haină. Ei, iată că am vrea să subliniem aici, nu întâmplător am pus pe prim plan toate realizările pe parcursul acestor ani, după care, la sfârșit, am lăsat și haina să vă prezentăm, pentru că și haina s-a schimbat și toate aceste lucruri s-au făcut spre bine. Aș vrea acum, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, să-l invit aici la microfon pentru un cuvânt de salut și felicitare directorul general al Serviciului Vamal, domnul Tudor Balinski. Mai deosebită, nemijlocit o punctul de trecere a frontierei de stat, acolo unde își exercită atribuțiile de serviciu ofițerii Serviciului Roman. V-am propus în loc de ședință festivă, care se este desfășurată tradițional, într-o sală solemnă, în Chișinău, să ne întâlnim într-o atmosferă mai apropiată a activității Serviciului Roman. Apreciez mult că ați răspuns invitației noastre și v-ați deplasat pe postul de frontieră. Iar dacă nu ați traversat frontiera, granița, și o să rămâneți doar pe câteva ore aici, în zona de control Vamal. În roată asistență. Cele mai importante realizările serviciului Vamal în domeniul administrării din interiorul romani, facilitării comerțului, combaterii fraudelor, au fost deja expuse în prezentare. Și cum se spune, totul se cunoaște prin comparație. Dacă în trecut termeni precum declarare electronică, proceduri simplificare sau analiză de risc, deci nu am fost prevăzut în codul Vamal, atunci astăzi aceste elemente obligatorii pentru o vamă modernă sunt nu doar reglementate juridic, dar și puse în aplicare de către serviciul Vamal. Implementarea standardelor internaționale în domeniul Vamal este prioritară pentru serviciul Vamal și acestea nu sunt doar declarații. Drept confirmare vin și certificarea serviciului Vamal cu standardul recunoscut la nivel internațional ISO, care acestea corespunderea administrației Vamale standardelor de management în calitate. Declararea electronică ne permite să vorbim despre recordarea vremii Republicii Moldova la cele mai înalte standarde mondiale în domeniul Vamal. Această procedură marchează o etapă absolut nouă, bazată pe tehnologie informaționale performante. Declararea electronică cu toate avantajele care acestea
și aducii businessului, reduce totodată riscul de corupție, eliminând total contactul între colaboratorul roman și reprezentantul agentului economic, asigurând astfel o transparență maximă. După cum s-a evidențiat și în prezentare, prioritatea serviciului roman este acumularea costurilor și taxelor. Și în acest domeniu, acesta elimină un rol decisiv, fiind asigurarea circa 80% din totalul veniturilor la bugetul de stat. Întreg efectivul serviciului roman conștientizează responsabilitatea enormă față de guvern și societate pentru executarea planului încăsării și datorită eforturilor consolidate a fost posibilă dublare pe parcursul ultimilor 4 ani a sumelor transferate în sistemul roman din sistemul roman în beneficiul statului. Aș dori să accentuiesc că atingerea unui nivel înalt calitativ în activitatea romană, precum și reformele romane, au fost și sunt în continuare susținute de către Guvernul Republicii Moldova, de către partenerii de dezvoltare serviciului roman. Noi contăm pe acest sprijin și în viitor, în special acum, când serviciul roman au revenit noi și foarte importante responsabilități conform acordului de asociere cu UE. Îmi face o deosebită plăcere să salutăm excelenții pe domnii ambasadori, a donatorilor din partea Uniunii Europene și în special misiunii Obama și consilierul UE. De asemenea, apreciem mult asistența din partea Statelor Unite ale Americii, în special programului Sredic Rai, precum și din partea Guvernului Republicii China. Cu acest prilej aș dori să exprim în numele întregului colectiv al serviciului roman și în numele meu personal, mulțumim pentru suportul care ne este acordat. Este indiscutabil, activitatea romană nu poate fi dezvoltată fără o colaborare transfrontalieră. Mecanisme moderne promovate de serviciul roman, precum controlul roman, schimbul electronic de date romane, analiza de risc realizată în comun, precum și recunoașterea agenților autorizați, toate acestea pot fi dezvoltate doar atunci când există un nivel avansat de încredere între parteneri. În acest context, permiteți-mi să adresez mulțumiri omologilor mie din România, din Ucraina, cu care avem o colaborare durabilă, bazată pe principii de asistență reciprocă și bună vecinătate. Salut membrii Consiliului Comitetului Consultativ al Serviciului Roman și a Comunității de Afaceri. Vă mulțumesc pentru susținere și aș dori să vă asigur că programul Roman pentru Business și nu invers va rămâne prioritate și pentru viitor. Onorată asistență. Implementarea instrumentelor romane moderne, utilizarea eficientă echipamentului este posibil doar cu un colectiv de profesioniști dedicat serviciului roman. Și astăzi este un prilej bun de a menționa rolul important al fiecărui ofițer roman în funcționarea eficientă și rezultativă a întregului sistem roman. Sigur, noi avem multe obiective de realizat pe viitor, ceea ce impune perfecționarea profesională continuă și consolidarea capacităților întregului colectiv. În acest sens, sunt convins că echipa sistemului roman pe care am onoarea să o conduc, vă face față tuturor cererilor și în acest fapt, vă consider că cea mai importantă performanță. Stimați colegi, vă felicit cu ziua profesională, cu ziua lucrătorului roman. Vă mulțumesc! În asistență, progresele serviciului VAMAL, înregistrate în ultimii ani, sunt susținute din partea Guvernului Republicii Moldova. Am onoarea să ofer cuvântul excelenței sale, domnului Iurie Leancă, prim-ministru al Republicii Moldova. Apreciere pentru activitatea pe care o desfășurați. Vreau de la bun început, doamnă Vercă, să vă felicit pentru faptul că ați ales reușenic această zonă pentru a consemna sărbători ziua profesională a lucrătorului VAMAL. Cred că este o idee foarte bună, fiindcă este și un sugestiv să vedem exact cum se derulează activitatea, să vedem performanțele și înțeleg că aici la Reușine cel mai sugestiv loc pentru a vedea această perioadă de modernizare și totodată, bineînțeles, ne aduce aminte de scopul nostru cel mai important de integrare Republicii Moldova în Balcan. Îmi doresc foarte mult, dar peste câțiva ani, aici să rămână doar plădiri și nimic altceva care ne aduce aminte de faptul că
există această linie de divizare între noi și Uniunea Europeană. Și atunci am deschis 5 minute modulat unde de specie dintr-o vană în altă vană. Deci nu o să observam de fapt atunci că doar dacă sunt un rău tot. Și cred că această viziune trebuie să ne ajute pe noi în materialele noastre practică. Serviciul Vamal și subdiviziunea acestui a realizat un șir de activități pentru a asigura o aplicare eficientă a politicii Vamale a statului și a contribui la securitatea economică și nu doar cea economică a țării. Este crucial rolul VAMII în acumularea veniturilor, serviciul Vamal fiind lider după încasările în bugetul de stat. Merită subliniat faptul că VAMII și noștri au reușit să dubleze suma veniturilor încasate în ultimii 4 ani, ceea ce vorbește despre responsabilitatea conducerii acestui serviciu, dar și a tuturor angajaților instituției. În ultimii ani, serviciul Vamal a demonstrat că reține în frunte și la capitolul modernizării și preluarea bunelor practici de management. Drept exemplu, servește certificarea acestei instituții în conformare cu standardul internațional ISO de management modalității. Eu am văzut și acest certificat aici în timpul prezentării primului despre serviciu și felicitări în toate pe acest drept este expresia aprecierii eforturilor și a calității managementului. Totodată trebuie să apreciăm și faptul că în ultimii ani serviciul Vamal a contribuit considerabil la promovarea exportului de produse autohtone prin simplificarea procedurilor vamale și trecerea la declarații electronice. Grație acestor instrumente moderne de administrare vamală, produsele autohtone pot beneficia de accesul pe piețele străine cu mai puține costuri și fără bariere la vânzare. Alt exemplu de performanță ține de măsurile de integritate promovate în serviciul Vamal, peste care a vorbit alineaul domnului director general. Vreau să menționez îndată că guvernul apreciază schimbările pozitive produse în ultimii ani în activitatea instituției și va continua să susțină eforturile noastre spre modernizarea sistemului, fapt ce va asigura un nivel sporit de securitate la frontieră. Atât că vedeți că apare riscul că prin modernizarea prea rapidă și eventual necomunicarea suficient de bună, unii cetățeni sunt derutați. Trebuie să evităm astfel de situație, de altfel Sergiu să fie derutat și noi ne bucurăm de faptul că vede aceste performanțe. În încheiere, permiteți-mi, stimați colegi, în altă asistență, să felicit conducerea și angajații Serviciului Vamal al Republicii Moldova, să vă doresc sănătate, perseverență și să ne bucurați cu câteva multe realizări. Mulțumesc! Rolul de asistență este relatat în faptul că evenimentul de astăzi se desfășoară aici la frontiera moldo-română, dar este o frontieră externă a Uniunii Europene. Serviciul Vamal apreciază în alt susținere din partea României ca stat vecin în procesul de integrare europeană a Moldovei și în acest sens am onoarea să ofer cuvântul excelenței sale domnului Marius Lazut, ambasador extraordinar și plenipotențial al României în Republica Moldova. Domnule prim-ministru, domnule director general, domnule ministru, excelențele voastre, sigur, întâi de toate, dați-mi voie să încep prin a mulțumi domnului director general și colaboratorilor domnului sale pentru invitația foarte amabilă pe care au binevenit să-mi o adreseze în această zi importantă pentru Serviciul Vamal din Republica Moldova. Continui prin a-i felicita cu ocazia acestei sărbători și prin a îndemura ca succesele prin la care le-au făcut astăzi martor să continue și am certitudinea că așa se va întâmpla în anii care urmează. Sigur că nu puteam lipsi la această sărbătoare din mai multe motive. Profit de orice prilej să mă apropii de România, mai ales că nu mi se oferă prea des această ocazie. În al doilea rând, sunt martorul și în egală măsură beneficiarul progreselor pe care trecerea frontierei și implicit serviciul Vamal de la Leușeni-Albița le-au făcut în ultimii 4 ani și jumătate de când sunt acreditat la Chișinău. Am traversat de suficiente ori
când era vorba română prin acest fund, încât să știu pe propria piele și din propria experiență cât de mult și cât de bine a evoluat serviciul banal al Republicii Moldova și, desigur, nu numai din punct de vedere instrumentar, cum am putut cu toții constata câteva zile mai devreme. Cred că această sărbătoare, la câteva zile după intrarea provizorie în forță a acordului de asociere, a dimensiunii comerciale a acordului de asociere, este binevenită, fiindcă această sărbătoare ne-a permis, pe de-o parte, să facem împreună inventarul succeselor de modernizare și reformă ale serviciului VAMAL și să ne convingem de faptul că accelerarea raporturilor de natură comercială dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, grație acordului de aprofundat de liber schimb, va găsi serviciul VAMAL foarte bine pregătit pentru a susține acest proces. Și aici lasi voi să fac din nou o mențiune cu titlu personal sau numele Ambasadei României. În ultimii 5 ani, începând cu 2009, volumul comercial bilateral între România și Republica Moldova a crescut în fiecare an cu două cifre procentuale. În momentul în care discutăm, la jumătatea anului 2014, putem constata că volumul comerțului bilateral între România și Republica Moldova a crescut cu 25%, ceea ce este un spor considerabil, spor care nu ar fi fost, desigur, cu putință dacă procedurile la mare nu ar fi ținut prin reforme și modernizare ritmul acestei creșteri. În momentul de față, România este primul partener comercial european al Republicii Moldova și, la jumătatea anului 2014, primul partener comercial în absolut al Republicii Moldova. Credem că vom putea și unii și ceilalți să beneficie de prevederile acordului aprofundat de liber schimb, care a intrat în vigoare în urmă cu câteva zile, pentru a consolida, cu adevărat, poziția României ca prim partener comercial al Republicii Moldova. Sigur, colaborări între România și Republica Moldova în domeniul serviciului VAMAL au fost suficiente numeroase de-a lungul acestor ani. Unele au fost deja evocate, de aceea dați-mi voie să nu amintesc în această scurtă intervenție decât foarte puține. De pildă, m-aș referi la proiectul comun destinat pentru îmbunătățirii controlului VAMAL pentru produsele petroliere și alimentare accizabile, un proiect finanțat prin Programul Operațional Comun. De altfel, un proiect foarte oportun, câtă vreme România este principalul furnizor al Republicii Moldova cu produse petroliere și cred că cu toții înțelegeți importanța așadar a acestui program. Ne amintesc cu plăcere, de asemenea, și găsesc că e întâmplător faptul că, multă vreme, consilierul de rang înalt din partea Uniunii Europene, pentru că domnul director general Valitschi a fost un expert VAMAL din România, care a făcut o treabă foarte bună la Chișinău. De asemenea, văzându-l alături pe șeful misiunii UBAM în Republica Moldova, mi-e face plăcere să evoc detașarea multor experți VAMAL din România în cazul misiunii UBAM. Experți care își aduc contribuția fără îndoială la sporirea capacității instituției VAMALe și a Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Închei prin a reafirma încrederea autorităților române cu privire la eforturile de succes, ca și până acum, în vederea modernizării și reformei serviciului VAMAL din Republica Moldova.
efort pe care suntem gata, ca și până acum, să îl asistăm. Vă mulțumesc! Stimați astăzi, după cum a fost menționat, costurile serviciului vamal, procesul de modernizare, sunt sprijinite considerabil de partenerii internaționali. Țin să reiterez aici că, în premieră, un scanner stațional urmează a fi construit aici, în punctul de trecere Reușeni-Audița, care sunt și porțile țării noastre. Și asta datorită suportului din partea Guvernului Republicii Populare Chineze și Ambasadei Chinei în Republica Moldova. Am onoarea să ofer cuvânt pe excelenței sale domnului Tom Nintao, ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova.尊敬的两个同类，尊敬的关于海关在其成立23周年之际举行今天的庆祝活动，具有十分重要的意义。我为邀请参加今天的纪念活动呢，感到非常高兴，也非常荣幸。 Stimate domnul ministru Gheorghe Leancă, multe stimate domnului Gregori Leancă, domnul Barisov. Mie îmi face mare plăcere să avem această ocazie să participăm în această ceremonie foarte importantă pentru Republica Populară, Republica Moldova și cu ocazia zilei profesionale a Vârfului Republicii Moldova. 通过刚才的情况介绍，我对摩尔多瓦海关的发展及工作取得的成就，有了进一步更加清楚的了解。我相信摩尔多瓦海关在未来的岁月里，一定会为摩尔多瓦经济社会的发展做出新的更大的贡献。 Fiindul respectiv, noi am cunoscut de unele aspecte legate de permisiunile obținute de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova în ultimii ani de zile. Aducem sincere felicitări și suntem convinși că Serviciul Vamal al Republicii Moldova va aduce contribuție și mai mare la dezvoltarea Republicii Moldova. 我愿代表中国政府宣布，中国政府将在中国对摩尔多瓦无偿援助项下，为摩尔多瓦海关提供一套集装箱检测仪。我相信，随着这项检测仪的投入使用，摩尔多瓦海关将会提高工作效率，并为货物的顺利通关。 做出积极的贡献。 Aprovechiând această ocazie, aș dori să vă comunic că Guvernul Republicii Populare Chineze a hotărât să ofere din grantul țării noastre un set de echipamente, de monitor, de instalații de inspectorare, de scanner fixă, cu care dorim foarte mult să o folosiți cu bine și prin aceasta să aducă și contribuția Chinei la modernizarea Vârfului Republicii Moldova. 最后，请允许我利用这个机会，把中国政府确认向我方提供集装箱检测仪的这个照会转交给。 Aș dori să cu această ocazie să mă rămânez de această notă a Republicii Populare Chineze de a oferi această instalație. Vă mulțumesc! Deci, să noi vă mulțumim! Stimați astăzi, doamnelor și domnilor, EUBAM este partenerul Serviciului Vamal și garantul implementării cu succes a standardelor vamale europene.
Misiunea Uniunii Europene este alături de noi zi de zi, pe parcursul practic a 9 ani. Cu deosebită plăcere, ofer cuvântul domnului Francesco Bastani, șef al EUBAM. Excellencies and friends, strongly words of appreciation for having been invited to join me in this very special occasion. The day is marks really not just an anniversary, but the constant progress and growth in the customs service and our partnership. Customs service is turning 23 years, so no longer a teenager, but still very young. And of course, I'm a part of the human, there's a continuous commitment to be with you as you grow further. UBAM, of course, as long as I've mentioned, the partnership with the Customs Service of Moldova, they've been back 8 or 9 years. Every day of the partnership has been a professional day like today. Clearly, we have really appreciated this partnership, and we contribute to all the work we can. Of course, nature of the work of UBAM is rather oriented towards the know-how and software of custom development rather than the hardware, but these are the two legs, you know, the tools, hard tools, and concrete and physical tools. And the tools of knowledge and legislation are the two instruments you have to progress. And the UBAM role has been a lot in the area of building capacity on the ground, because we work together really on the ground, and also in the area of norms and standards. Over the years, you have seen a lot of progress made, and you had quite a demonstration today. Lately, for instance, we had this Customs Service Law that was also prepared with the assistance of UBAM, and which we hope will soon overcome the hurdle of parliamentary approval, and that again will be there to facilitate, once it is adopted, the implementation in a way that will be functional, rapid, and full. So, and then of course the new items, or the developing items of our cooperation relate most of all to the association agreement, and then of course another name of the CFDA. I hope you're all familiar with the acronym. I myself am learning about it as a relative newcomer. But of course it's of crucial importance. And the mission has been assisting in complying with the requirements of the CFDA, providing advice on evaluation and origin, help support further development, trade facilitation, supply chain security measures, including the application of simplified procedures, we saw, and the authorized economic operator scheme. As the Customs Service of Moldova as a whole moves further into this compliance and fulfillment of the association agenda and the CFDA, UBAM again is committed to be there and facilitate and support this process. I just conclude by saying that over the years, and it's very close partnership, because really we are there together in many ways. I personally and the colleagues in the mission have really built a great deal of appreciation and esteem for the officers of the Moldovan customs, great appreciation and esteem for the commitment of Mr. Balicki. And in that spirit is what the commitment that we renew today on this kind of happy anniversary day to continue down this road together as Moldova moves towards Europe, moves towards an ever more efficient, transparent system of trade and customs service. So happy anniversary and best wishes for the future. În contextul implementării celor mai buni practici ale Uniunii Europene, Serviciul Vamal simte permanent sprijinul din partea delegației Uniunii Europene, Republica Moldova. Permiteți-ne în acest moment să ofer cuvântul domnului Richard Slachter, însărcinat cu afaceri, șef al secției politice și economice, invitatul delegației Uniunii Europene, Republica Moldova.
Mr. Prime Minister, dear Excellencies, dear guests, on behalf of the delegation of the European Union to the Republic of Moldova, I would like to extend my congratulations to the Customs Services on this 23rd anniversary. Every country has borders. Indeed, one can say it is the definition of a country that it has borders. The Customs Services, as well as the border guards, play a very important part in securing the borders, in securing the independence and the sovereignty of the country, as well as facilitating trade and movement of persons across the borders. Where the Republic of Moldova is now is to a large extent thanks to the Customs Services, which have played such an important role. The European Union supports the development of Customs Services in the Republic of Moldova in different ways. In the first place, we support EUBAM, the EU Border Assistance Mission. Mr. Pascali has already talked about it. I will not say much more about that, but they play a very important role, an advisory and a supporting role in modernizing and upgrading the customs services of the Republic of Moldova. In the second place, we provide a lot of support in administrative reforms and legislative amendments devoted to the combating of corruption. Corruption is a major problem in Moldova, but the government has already made a lot of efforts and has gained many achievements in the fight, in the effective fight against corruption. And the customs services play a very important role in that. A very important objective of the modernization of the customs services is to reduce the scope for in the third place, I can mention that this week is a very special week for the Republic of Moldova, as well as for the European Union. It is the first week that the DCFTA, the Deep and Comprehensive Free Trade Area, has gone into effect. Which means that in principle, there is now conditions are created for free trade between Moldova and the European Union. That will lead to more trade, to more exchanges, to more economic developments, both in the Republic of Moldova and in the European Union. And of course the customs services, in particular also here in this area, play a very important part in that as well. I just started by saying that every country has borders, and that is the definition of a country. On the other hand, I would like to say that the European Union, in a way, is a project to do away with borders. One very fundamental aspect of the European Union is the free movement of persons, of trade, of goods, across borders. We want to do away with borders. They should not be barriers. They should facilitate the movement across borders. The Republic of Moldova has chosen to be a part of this project, a project which has brought prosperity to so many EU countries and citizens. And we are convinced that it will bring also a lot of prosperity to the citizens of the Republic of Moldova. So, customs services play a very important role, but one, it should not be an obstacle to movement of persons, of goods, it should be a facilitator. We look forward to the day that here we are no longer stopped at the border, whether as private persons, or whether as traders, that it will be all be one big area of common prosperity. And the customs, further modernization of the
customs services will be an essential part in this process. I thank you very much for your attention. E necesară aici de remarcat colaborarea fructuoasă a serviciului VAFAM cu colegii din România, sprijinul unui parteneriat strategic și relațiilor de bună vecinătate. Îi deosebită plăcere, prin cuvântul domnului Cercu Ștefan Diaconu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România. Stimate domnule prim-ministru, excelențele voastre, domnule ambasador, domnule director general Maliski, onorată asistență. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o mie și colegilor care fac parte din delegația Vămii Române de a vă adresa cele mai călduroase felicitări pentru sărbătoarea profesională a Vămii Moldovene. Cei de la Departamentul de Relații Internaționale mi-au pregătit o lungă listă a referelor cu operări comune. Cred că v-aș plictisi numai prin simplă enumerare acestora. Parte din ele au fost spase în relief de excelența sa, domnul ambasador Măzurcă. Aș vrea doar să clarific într-un singur cuvânt, într-o singură sintagmă, că această cooperare poate fi definită ca fiind exemplară și avem destule alte lucruri de făcut în viitor imediat, mai ales că asumarea parcursului european de către Guvernul Moldovei, un gest de mare responsabilitate politică, pune în fața Vămii Moldovene o imensă provocare. Ca unul care am participat nemijlocit la procesul de integrarea Vămii Române în structurile comunitare, vă pot spune că veți trăi în viitor un adevărat paradox. Sistemul vamal va trebui să fie prima autoritate, prima entitate a administrației publică pregătită la momentul zero al integrării. Asta înseamnă că veți avea un număr imens de reglementări de implementat în acheul național, sunt peste 8.000 de pagini de legislație vamală primară și secundară sau de reglementări conexe domeniului vamal, veți avea de parcurs un drum complicat în acomodarea cu regulile comunitare. Cu toate acestea, din momentul integrării, veți constata la o diminuare accentuată a rolului Vămii, asta însemnând o paradoxul de care aminteam mai înainte, aș folosi chiar o expresii mai informală, veți lucra la propria autodistrugere, la propria distrugere. Am însă de plină convingere, cunoscând progresele remarcabile, excepționale în materie de creștere a capacității administrative pe care colegii din Vama Moldovenească le-au reportat, le-au înregistrat în ultimii ani, am convingerea, spun că veți fi foarte pregătiți și veți constitui principalul sprijin al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Deponu. În altă asistență, cu toții suntem maturi cum sistemul v-a progresat la capitolul facilitării comerțului de dezvoltare a procedurilor simplificate de România. În prezentare s-a menționat despre agenții economice de încredere care beneficiază de un număr redus de controle și de un coridor verde la traversarea frontierei. Astăzi, de către serviciul VAMAL, a fost emis primul certificat pentru agentul economic autorizat, certificat care este eliberat conform standardelor Uniunii Europene. Dați-mi voie să invit pe domnul Tudor Balinski, director general al serviciului VAMAL și reprezentantul companiei Steinel, domnul Dumitru Bacalân, pentru mânarea certificatului. După cum a remarcat, serviciul VAMAL este prima autoritate publică din Republica Moldova care a reușit să implementeze un sistem de management al calității conform standardului internațional ISO. Ați-mi voie să ofer cuvântul domnului
Mihai Căpățână, director comercial al Societății Române pentru Asigurarea Calității, membru al Rețelei Internaționale de Certificare, ISQ-NET. Mulțumesc de prezentare. O să încerc să fiu cât mai scurt pentru a lăsa posibilitatea și altor invitații și exprimă mesajele. Mă numesc Mihai Căpățână, sunt reprezentantul celui mai mare organism de certificare românesc, FRAC-CERT. În aceeași idee, este important să specificați faptul că în Europa Centrală și de Est, STRAC este unul dintre cele mai importante organisme de certificare, iar în România este liderul pe piața domeniul certificării și al evaluării conformității, ocupând această poziție în ultimii 20 de ani. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi prezent la această aniversare deosebită. Sunt onorat să mă aflu printre dumneavoastră și în calitate de actual și viitor partener, vreau să vă asigur de întreaga noastră disponibilitate și colaborare ori de câte ori va fi necesară. În al doilea rând și în calitate de purtător de cuvânt al colegilor din echipa de audit, explicați-mi proiectul pe care l-am demarat împreună, urmarea auditului de certificare a sistemului de management al calității desfășurat în perioada 18-23 august 2014, vreau să felicit Serviciul Vamal al Republicii Moldova împreună cu cele 8 birouri din structura sa, începând cu directorul general, șefii de birouri și reprezentanții managementului pentru implicarea reală și activă în menținerea la un nivel înalt a sistemului de management implementat. Evident că o contribuție la acest succes o au și toți șefii de departamente și toți cei care iau parte la bună desfășurare a proceselor și activităților, prin rezultatele și progresele înregistrate la nivel organizațional prin conștientizarea, implementarea și respectarea cerințelor standardului ISO 9001/2008 și a politicilor și obiectivelor proprii, dar și la nivel strategic printr-o mai bună comunicare. Am generalizat pentru că nu este important evidențierea unui anumit nume sau a unui anumit departament. Implementarea și menținerea implementării sistemelor de management în general sunt acțiuni care implică absolut toți angajații organizației, indiferent de postul, funcția ocupată, absolut toată lumea trebuie să fie conștientă că o eficiență și o eficacitate cât mai ridicată a activităților lor se face doar printr-o bună comunicare și implementare a întregului grup. În încheiere, revenind la obiectul vizitei în organizația dumneavoastră, pe lângă urările de la mulți ani pe care le adresez Serviciului Vamal și tuturor lucrătorilor vamali datorită aniversării a 23-a de la crearea Sistemului Vamal al Republicii Moldova, am plăcerea și onoarea de a vă înmâna, domnule director general, certificatele care atestă că sistemul de management al Serviciului Vamal funcționează, este administrat transparent și eficient și îndeplinește cerințele standardului ISO 9001. Domnule director general, felicitări încă o dată pentru aceste realizări remarcabile. Domnule Pățână, spuneați puțin, mai spus că n-ați vrea să luați din timpul altor oaspeți care au venit cu mesaje. Nu o să luați din timpul oaspeților, pentru că toți oaspeții care mai au mesaje vor avea mare ocazie să le transmită la o mică recepție care va fi organizată pe trupa această întâlnire. Eu aș vrea din tot sufletul să felicit absolut toți colaboratorii Vamal, astăzi în zi de sărbătoare, o zi printre altele extraordinar de frumoasă, o zi de toamnă, o zi de perspectivă. La mulți ani, mult spor, mult succes, o seară deosebită vă urăm tuturor și doar în sus. La mulți ani! Mulțumesc! Așa cum spuneam puțin mai sus, toată lumea este invitată la o mică recepție.